Putem vorbi despre o comunicare diferită dintre persoanele din familie, având în vedere diferența identității de gen? Sigur, comunicăm diferit. În afară de faptul că suntem, bărbatul comunică mult mai puțin decât femeia. Bărbatul comunică altfel decât femeia. Nu înseamnă că unul este mai deștept și unul... Nu intrăm în clișee că bărbații sunt, nu știu cum, femeile nu sunt. Deci nu vrem asta. Dar lucrul este foarte clar, atât timp cât știm că emisfera stângă cu emisfera dreaptă, femeia are mult mai multe conexiuni decât bărbatul. Da, sunt lucruri măsurători, sunt lucrurile foarte simple. Atât din cât știm că bărbații au inclinație către anumite lucruri, femeile mai mult către alte lucruri. Dar la fel gândiți-vă în relația tată-fică. Fica are, da, este, comunică într-un fel, tatăl comunică altfel. De multe ori gândiți-vă numai la un scenariu simplu, când fata vine încărcată și supărată și, eu știu, și au presiunile lor în școală, unde merg, și vrea să comunice cu părinții. Și îl găsește pe tată, bărbatul, care comunică mult mai puțin. Lui trebuie să-i spui, să-i transmiți exact idei concret ce s-a întâmplat și eventual să-ți dea și soluții. Pe când fata nu are nevoie decât să fie ascultată. Și pentru ea este... esențial lucrul ăsta, nu vrea neapărat soluții, să-i spui ce să fac, ea vrea doar să fie ascultată. Deci gândiți-vă numai de la lucruri cât de simple sunt. Și atunci în rolul de tată pot să acord mai multă înțelegere fiicei mele, să o las să vorbească și să o ascult, pentru că știu că asta pe ea o liniștește. Deci sunt lucruri atât de simple și la îndemână pe care nu le facem.